partida dreaptă. Era absolut întâmplător aici, Budescu în spatele său, pentru Budescu mingea, centrarea pe jos, iese portarul Vâlceanu și reușește să respingă din fața israelianului Azulay. Ultima acțiune de atac a formației Giurgiuveni. Puțin. Puțin ce au vrut. Giurgiuveni. Nu era centrarea lui Budescu, Ștal. Mingea nu ieșise. Azulay. Sunt momentele bune ale formației giurgiuvene cu Budescu din nou. Scoate la marginea careului. Ce intrare la sacrificiu formidabil. Jutric. Ciuciucov. Pasa este bună. Margovic. Gol. Academica din Clinceni, Markovic. Antrenorul Ilie Poenaru a făcut schimbarea cu Markovic. A, pentru aia a dat galben. Da, da, da. Da, da, da. A fost un fault acolo. Arbitru a lăsat avantaj și a luat apoi decizia corectă. Trece ușor, îl întoarce ușor pe Grauvaț. Markovic și șutează în poarta lui Lazar. Chiar Grauvaț ceva mai devreme la mingea. Markovic a intrat în minutul 80 și în minutul 85-86 a deschis scorul. Leau în jumătate adversă. Autorul golului, încă o fentă, Markovic! Gol! Încă o dată, 2-0, ca și în etapa precedentă. Da, bun, acum într-un anumit context, să spunem, se încheie meciul. Erau descoperite. Pasă e bună aici, Markovic, gol și pasă de gol. Nu știu dacă asta a vrut el, sau acolo a vrut să trimită, sau lui Ciunciucov. Contează mai puțin. Trei victorii consecutive pentru echipa din Clinceni și fără gol primit. Asta dacă nu se întâmplă ceva în puținul timp rămas până la finalul prelungirilor aici, la Giurgiu. Puțin a mai rămas, se termină Astra Academica din Clinceni 0-2.